copilor. Să primim cu aplauze pe Neacșu Bogdan. E chiar minunat să faci alpinism. Ce liniște, aer, verdeață, parcă nici nu-i halezi în piept. Bendeac, gata, a intrat în școala de teatru Mihai Bendeac, s-a activat. Calmin, relaxare totală. Ah, toate nimicurile, toate frământările, le uiți, flori, iarbă, copaci. E tare bine să fii pom. Da. Stai undeva pe margine, nu-ți pasă de nimic, iese frunza, iese poama, iese... Deși ai riscul și ca pom, ai, ai. Mai vine unul, mai te sapă. Mă rog, te sapă și dacă nu ești pom, dar ce vine mie cu pomii așa? Am o duminică întreagă în fața mea, de-abia mâine e luni, iar îl văd pe Gărneață. Puteți să vă grăbi. Iar ședință. Rezultatul e același. Iar ia cuvântul Gărneață să ne explice el cum trebuie cronosit fiecare minut. Tași chelul că te aud. Fiecare minut și li-li-li și la-la-la și la-la-la și li-li-li. Porvece Gărneață. Acum că ne-am făcut că mucim, mai să luăm și benzina. Vine șeful, vede Gărneață. Stai, tovarășe, ce treabă am făcut noi, tovarășe. Parcă nu știe că e din gău. O știe. O știe. Dar uite că îi merge. Îi mai merge, din păcate. Dar ce vine mie cu Gărneață asta? Băi, Toma, ajută-mă, tată, că sunt stresat. Am o duminică întreagă în fața mea, am spus asta. M-am intimidat, nu-i nimic, s-a dus textul la o parte, nu-i nimic. Ne scuzați. Liniște. Trebuie să vă întrerupem. Aer. Care-i ideea? Chelu, dacă ai fi tu în locul meu să vezi cum e. N-aș vrea să fiu. Nu vreau să fii. No. Mai bine rap-ul e mai ușor, actorie e mai grea. E, da, emoții. E foarte grea. Mama care e foarte tare. Și nu semănați. Și care, asta n-are nimic. Trebuie să semeni pe interior. Mihai, ajută-mă. Bună asta, Mihai, ajută-mă. Nu te certa cu mine, că nu rezolv nimic. Stai o secundă. Stai un pic. De ce l-ai întrerupt? Care-i ideea? Să vii cu un tom mic, Toma Caragiu, așa mic, 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 de tot ce vreți. Eu la rap nu mă pricep, dar îmi place cum cânti. Păi uite, așa zic și eu. Nu mă pricep la actorie, dar nu-mi place ce faci. E problema ta. Nu mă deranjează. Bine, excludeți-mă din context, îmi cer scuze, reluați. Și eu vă ies. Păi nu e așa. Îmi cer scuze, reluați. Cu Toma Caragiu nu e joacă. Toma Caragiu e un actor foarte mare. Păi tocmai despre asta vorbesc. E foarte greu de jucat. E foarte greu de jucat. Păi asta spun, că nu vă iese. Neacșu Bogdan este marele actor care a venit la Ai Umor și... A ieșit din umbra lui Toma Caragiu cu o forță artistică inimaginabilă. Deci eu cred că el este cu adevărat cel mai mare actor pe care această țară l-a dat în ultimii 40 de ani. Mă mir că n-a auzit nimeni de el. O secundă, stați o secundă. Nicio problemă. Încerc să nu mă încarc foarte tare. Descarcă-te. Ok, am înțeles că nu îți place. Da, deloc. Și de ce l-ai încurcat pe om? De plăcere. Dacă ție nu-ți plăcea. Este un mitocan și un nesimțit și un cretin și un idiot. Nu mă deranjează. Nici pe mine. Ba nu, te-a deranjat. Adică, nu. E cum nu te-a deranjat? M-a deranjat numai că m-a oprit. Adică, în rest, ce zice, nu. Pentru că eu sunt creștin ortodox, un actor creștin ortodox și nu mă deranjează. Noi nu, eu nu sunt răspund. Creștin nepracticant ortodox. Exact. Bun, n-are legătură creștină. Nu, ideea e în felul următor. Mi se pare... ciudat, faptul că l-ai întrerupt, au fost... Mi s-a părut ca un act artistic din 1977, din martie, deci jur. Da, este vechi. Nu e o problemă, frate, deci ai toate aprecierile mele în calitate de artist, nu trebuie să ne stresăm. E foarte greu pauză, să joci. Vă las să negociați. Păi, foarte... nu-i vorba de negociat, că acum... Cred că, în momentul în care eu acum... plec, omul se relaxează păi, și... Dacă pleci acum, e o lipsă de respect față de mine, pentru că eu acum... Atunci stau, frate, ești nebun. Acum vorbeam cu tine. Da. Hai, dacă îmi permiți. Hai să ne relaxăm. Uite, sunt foarte relaxat. Bun. Scoateți-mă din ecuație și continuați să faceți ce vreți, că încep să mă enervez. Mihai știe ce înseamnă actoria. Probabil doar Mihai știe ce înseamnă actoria. Deci... Stai o secundă. Nu pot să te scot din ecuație pentru că este o situație pe care ai creat-o și pe care o discutăm acum. Cu plăcere am creat-o.
Sunt întru totul de acord cu părerea marelui maestru Mihai Bendeac și trebuie să-mi cer scuze în mod public că mi-am permis să întrerup un număr extraordinar care m-a fascinat. Cred că am făcut asta din invidie. A intrat omul pe scenă, ai început să... Ai... Bine, să spunem că ți-a venit, ți-a venit să tușești. Hai da? Să ne concentrăm pe numărul respectiv. Știi că poți să... Cătăline, Gata, frate, e ok. Știi că poți să tușești așa? Da, frate, nu, eu chiar tușesc, de 3 zile mă abțin. Ok, dar poți să tușești așa. Am să rețin și voi tușim sub masă. Adică în acest moment și în acest context, este vorba despre un text pe care l-a scris un om care mi-a fost prieten. Da, frate, știu și mie îmi place textul respectiv foarte mult. Poate am avut reacția asta pentru că mie nu-mi place domnul de aici. Mi se pare că n-are nicio legătură cu subiectul. Hai să continuăm. Înțeles. Hai să continuăm. Înțeles. Dubla 2. Haide! Când actorul urcă pe scenă, ai umor. Toma Caragiu. Și Chelul își pierde răbdarea sau respectul. Care ideea? Chelul, dacă ai fi tu în locul meu să vezi cum e. Bendeacul o ia razna. De ce l-ai întrerup? Care ideea să fii un tom mic Toma Caragiu? Cum să trecem noi mai departe fără să ne certăm un pic? A intrat omul pe scenă. Ai început să ai bine, să spunem că ți-a venit să tușești. Hai să ne concentrăm pe numărul respectiv. Știi că poți să... Cătăline. Gata, frate, e ok. Știi că poți să tușești așa. Da, frate, nu, eu chiar tușesc, de 3 zile mă abțin. Ok, dar poți să tușești așa. Am să rețin și voi tușim sub masă. Adică în acest moment și în acest context, este vorba despre un text pe care l-a scris un om care mi-a fost prieten. Da, frate, știu și mie îmi place textul respectiv foarte mult. Poate am avut reacția asta pentru că mie nu-mi place domnul de aici. Mi se pare că n-are nicio legătură cu subiectul. Hai să continuăm. Înțeles. Îi cunosc foarte bine pe amândoi. Mi-am dat seama că ăsta nu înțelege că ăsta îi pare rău că au făcut o chestie și că dă înapoi. Că el asta făcea, dă înapoi, efectiv. Am înțeles. Să trăiți? Vă las. Bătea retragere clar și bătea retragere la modul la care deja începea să se enerveze, că nu era evident și părea că îl ceartă și nu suportă să fie certat urecheat în niciun fel. Adică ăsta e un punct slab. Nu, acolo nu. Și n-aș fi vrut să se ajungă la niște nervi și de o parte și de alta, degeaba. Din punctul meu de vedere, îl știu pe de rost și pe deasupra, pe Toma Caragiu. Prima imitație, să spunem, pe care am făcut-o în această viață a fost al lui Toma Caragiu. Cunosc textul ăsta pe deasupra. Este primul lucru pe care eu l-am învățat pe de rost când mi-am dorit să fiu actor. Am auzit foarte multe momente. Înțeleg că este un moment adus ca un omagiu lui Toma Caragiu, nu? Nu, e altceva. Eu n-am venit cu Toma Caragiu, eu am vrut să prezint cu totul și cu totul altceva. Regizorul mi-a spus în felul următor, e așa sau Dan Puric. Eu am zis, ok, mă supun și ok, s-ar putea să nu se fi simțit plăcerea de a juca. De profesie sunteți actor? Actor, da. Bun, și o întrebare. Să nu credeți că nesimțitul din mine vrea să vă pună în dificultate vreodată. De ce nu ați făcut numărul pe care vi l-ați dorit? Simplu. Eu în general mă supun. Adică, eu ca actor, nu vreau să joc numai ce-mi place. Mă mai și supun. Aici era momentul în care trebuia să faceți doar ce vă place, pentru că nu există directori care să hotărască pentru dumneavoastră. Eu am venit stresat, am stat pe acolo prin spate. Dacă mă relaxez, o să fie ok. Relaxați-vă. Ok. Haideți să ne relaxăm. Mi-aș dori foarte mult să văd numărul pe care vi l-ați dorit. Da? Jur. Bun. Da, și nu e cu răutate, nu e cu rea intenție, nu e cu nimic. Și îmi schimb votul. Da, da, da. Da. Hai să aplaudăm omul. Dubla 2. Haide, take 2. Îmi place că omul e stăpân așa, da, că nu știe ce face. Un măgar văzut odată pe asop stăpân că dormea și se apropie îndată binișorală mângâia. Dar să știți că dinainte era trist și supărat că își vedea cu ce cuvinte mângâia învederat un cățeluș mic de casă. Glume, jocuri ce-i făcea și cu dânsul tot la masă ziua, noaptea petrecea. Ce rea nenorocire! Își zicea bietul măgar, de ce asta osebire? Are potaia asta vreun dar? Eu că alerg până seara. Că mucesc necontenit, ar cu boii toată fara și de vânt chiar sunt lipsit. Ba, desă și ciomege, pe spinare mai câștig. Să mă ierte, asta este a mea lege, să mă ierte! Surda! Strig! Blestematului de câine. Că ce joacă împrejurii, dau cea mai bună pâine și pe mine toți mă jur. Ha, dar dacă lingușirea este în mijlocul de-a înainta, să mă duc dar fără veste, ca și dânsul aș sălta.
cugetând astfel în sine, vine, calcă încetişor. Și când se apropie bine, îl lovește cu un picior atât de greu în spinare, încât omul de durere stăpânit strigă să vai tătar și ori-ho, să risc că m-a prăpădit. Slugile aleargă îndată pe jupân, mi-l ciomagesc, că e măgar, nu-i arată, dar cu tufele-i mulțumesc. Osiliți natura, veți fi neplăcuți cu talentul care nu sunteți născuți. Mulțumesc! Bun. Eu sunt pasionat de teatru radiofonic. Ascult în mașină, tot timpul caut pe internet, mi se pare foarte interesant. Și de-aia am închis ochii, pentru că e foarte clar că m-ați cumpărat în această poveste. Îmi pare rău că poziția de pe scaun mă împiedică să cad în genunchi și să implor iertare. Nu știu ce am să mă fac. Mie mi se pare că partea a doua a numărului a fost și mai bună decât prima. Deci a fost extraordinar. Am închis ochii și mi-am imaginat că sunt un copil de 8 ani care ascultă lângă pick-up cu două boxe amărâte pe timpul lui Ceaușescu teatru radiofonic. Nu m-am supărat, doar că m-ați oprit atât. Am făcut-o cu reavoință, deci sunt consolidarea reavoință. Nu e nicio problemă, suntem prieteni. Așa. Nu e necesar, nu e... Nu, suntem prieteni în sensul că... Da, am înțeles. Nu sunt chiar atât de tâmpit și atât de prost. Și sunt mitocan doar când vreau. Vă mulțumesc. La alegere. Mi se pare că ați dat dovadă de profesionalism. Mi se pare că v-ați readaptat foarte repede, ați avut viteză de reacție și ați ales un moment foarte bun. Felicitări! Mulțumesc frumos! Mie și aș fi putut să fiu extrem de dur, pentru că datorită lui Toma Caragiu poate că sunt actor astăzi. Și îi datorez foarte multe și lui Nenea Dan Mihăiescu. Dacă ar fi fost Nenea Dan Mihăiescu aici, care a fost cel mai bun prieten lui Toma Caragiu, eu cred că ar fi avut o părere foarte bună, am ascultat cu foarte mare atenție și erați foarte aproape de vocea lui. Sigur că este foarte greu să ajungi. Greu, e greu. Avea un... În fine, nu intrăm în discuția asta. Mulțumesc. Pentru ceea ce a urmat, felicitările mele. Mulțumesc frumos. Bravo! Este un vot dat în bătaie de joc. Este un vot care trebuie să arate colegilor mei la un moment dat că nu trebuie să... sară cu gura pe mine să mă convingă de părerile lor. A, da, încercați să mă convingeți de ceva ce nu cred. Cum? Dar aveți și votul meu. Nu-i nevoie să săriți la gâtul meu.